Salutare, dragi tovarăși, și ignorați că se scurge ceva lichid din... Nu se scurge? Ok, când am tras din aur s-a scurs. Ia, dacă calc pe ăsta, rămâne pe talpă? Nu rămâne. Și dacă trag în el? A luat foc. Hai mai bine să intru în casă acolo, că mi-e că bubuie. Exact ce ziceam. Ok, un început numai bun de episod GTA, numai cum bubuie aici o chestie de asta cu petrol. Ciofinia. Hai să vedem ce face Trevor aici, că suntem din nou la țară. Ignorați camerele ce întrec pe stradă, moc de butelii, iată altă butelie acolo. Trevor, ce dracu face? A, se pișe la colțul unui zid. Numai mișto de admirat ce face el. Ok, get in your car. Hai să mergem în mașina noastră, deși eu nici măcar nu am venit cu mașina mea aici. Aici parcasem un jeepan, ceva ciordit. În fine, hai. Hai, Trevor, urcă. Vim azi. A luat-o prin magazin ăsta. Hai să mergem, cât am de condus pe aici. Go to Paleto Bay. Nu știu ce-o fi asta. Sună pe Lester? Hai, sună-l pe Lester. Gata, ajunge. Stai, ține pe... N-am să merge? Să mor tu. Stai mă, nu mai am Uzi? Nu mai am Uzi, văd. Și nu pot să trag nici cu ăsta, nici cu ăsta așa. Hai, bag ceva. Stai, ține ăsta așa. Ține arma asta așa. Treci înapoi. Mă, ce moftim, mă, că nu mă amuzi ăla ca să trag din mașină. Hai, pornește. Avem un drum lung de făcut, se pare. De timp trebuie să găsesc ceva să vă povestesc, așa o povestioară și nici nu știu. Aș putea să o scurtez din drum dacă iau prin munte pe acolo, dar cred că probabil mănâncă pisicile sau ceva de genul, că-s dita mai animalele pe acolo. Ce, doar un Far Cry Primer să fie tigri sau lei de albi? De munte așa? Ia tu, dă-te la o parte, ce-o sărit ăla. E, plămă drumul pe care știe cel mai bun. Așa acolo ne luăm după GPS pe drumuri așa lungi. Mai ales că nu prea știu zona asta de la țară, de la Trevor de aici. Uite, asta e moara de la mine din sat, că așa e și la mine o moară. Așa, o luăm pe aici frumos printre jaloane, printre stâlpișori. Puțin cam murdară mașina lui ăsta, dar în rest e ok. Hai, dă-i tare. Dă-i viteză, dă-i viteză. Ce să mai zic și eu totuși? Nu știu. Bă, seria asta e GTA 5, cred că e cea mai lungă serie pe canal. De un an de zile de când am început jocul, aproape un an de zile, chiar zilele astea trebuie să fac un an de zile când mă joc GTA. Nu, dă-te mă la o parte, bikere, așa. Uite mă căprioara. Mă, dar nu mai am pistol, combat pistol, ape pistol. Și cum trage? Ape pistol, ăsta e ăla care trage automat? Da, ăsta trage automat. Hai să-l simt pe ăsta că trage automat așa. Mă, dar nu mai am Uzi ăla, bă. Ăla mi-e bun când ești cu mașina și trebuie să trag. Ei, încercăm cu pistolul, până la urmă. Măcar dă mai mult damage. Aute trafic ce e aici. Deci că suntem pe autostradă, pe București-Pitești. Dar chiar mă, că spre București-Pitești chiar sunt munți de ăștia așa. Chiar acum trecem pe undeva, nu știu, am ieșit din București, ajungem în județul Argeș. Habar n-ați, dă-te mă, ce trebuie cu rachetă? E bombă nucleară, dar acoperită. Ce dracu vorbești de hipster ăștia? Aute alți bikeri și dă-i tare, hai. Vedem, ca la pupice, pe toți trei. Și unul jumate am nimerit. Am cercat ca la pupice să-i dilez pe toți trei. N-ar trebui să-mi iau de biker, că mie îmi plac bikerii. Ce mă, te crezi mai rapid ca mine? Dă-te mă la o parte. Îmi arăți tu mie, Mumu, e de aici. Da, am tras prost. Schimbă radio, deși n-avem treabă. Hai colo pe banda asta de amtea, cum mi se spune. Că văd că nu circulă nimeni pe aia. Hai tu, dă-te la o parte. Așa. Să mă duc la gun shop să-mi iau ceva arme. Mă, ce nervos e ăsta. Hai să luăm niște arme ceva de aici. Ui, e o tipă acolo, văd. Salcă fă. Hey,
Deci, hai să vedem ce avem noi pe aici. În primul rând. Da, asta așa. Dă-ne muniție. Bă, da, am bani, stai să-ți mut FPS-urile. Așa, le pun pe mijloc. Ops, am bani destul. Pă, la pă, Franklin nu prea mai am bani, că mi-am luat o grămadă de muniție și arme. Da-ste. N-am avut de asta în inventar? Dăm cu aceea, full, ia. Și mă aștept cu ceva. N-am aștept cu nimic la asta. Agheu. O să-mi trebuiască. Hai să iau niște rachete. Așa. Deci mitraliera mi-am luat. Sniper, sigur am gloanțe. Uzi, așa. Hai să-mi iau Uzi, că n-am. Mai iau și shotgun de ăsta. Hai să iau și un bullup shotgun de ăsta. Azi din ce ne dă aici. Pac, pac, acuratețe, pac. Flash, nu ne ajută mai cu nimic. Silencer, nu. Ceva ce să ne mai ofere bonusuri, nu. Mă, cred că atât. Ce mai spui? Ciocan, să dau un cap la... îmi place asta. Dăm cu aceasta și pot să o vopsesc. Uite așa. Metalizat. Așa și dă-mi și niște armură. Care e cea mai scumpă? Asta, că avem bani. Și hai să mergem și ochelari. Și ochelari au mă ăștia pe aici. Vezi că căcați, nu-mi plac. În fine, hai, urcă în mașină, alert. Yes, mă, hai, salvează-mă aici. Deja un sfert de episod am stat să conduc să-mi iau muniție. E, măcar să-mi fiu de folos, am la gulanțe la mitraliera aia de Wisefful fie. Dă-te, mă, la o parte. Acolo pe aici, prin curtea bisericii, cred că e asta. Asta e de aia catolică, cred. Catolică, cred. Bravo, mă, fă cacofonie acum. Auză clopotul. O fi murit, care va... se lasă cu pomană. Și acum aștept să facă noapte, așa. Mă, ce mișto se vede muntele ăla. Nu știu și eu să am ocazie să stau și eu la munte să văd și eu. Ia ce dă cu piatra în el. Fix în curia dea cu piatra. Ok, mergem în altă parte. Căutăm pe careva care să urci în autobuz. Super geniale. Uite, așa se... asta înseamnă să fii mafiot. Să-l pândești pe unul când e autobuzul. Nu vreau are sprayere ceva pe aici să-mi o repar? Focus on the bank. Nothing special. It'll take us around back. Okay. Așa, hai să vedem pe aici. There's an empty lot behind. No one should pay attention to us back there. I like it. Yeah, the place is remote. It's got the right amount of foot traffic. This'll do. Let's check out the alarm to be sure. No, trebuie să mă întorc aici. Mă, dar cum vrea să ajungă acolo? A, uite pe aici. Ce face, sună poliție? It's not ideal. It's gonna cost more to break that system than the score is gonna pay. So we're gonna have to find a new score. No, 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 no. This is the score. What are our options? It's a dumb idea, but we could trigger the alarm. See what kind of response they throw out. That is a dumb idea. Hey, you heard the man, all right? Shoot the sucker. Ok, trebuie să tragem în ceva. Alarma. Care este alarma? Aia. Dă-mi încoace sniperul ăsta. N-am silencer pe sniper. N-am silencer și o să răsune. Ceva cu silencer n-am și eu pe aici? N-am nimic cu silencer, pe ăsta. Nici pistol cu silencer. Așa. Get back into the car. Pa, n-am nimic cu silencer pe ăsta, că e gălăgie prea mare. Că mie că fac gălăgie. Să nu răsune naibii, că apoi să cheme vreun fraier pulțe.
Unde parchez aici? La benzineria asta care cred că e abandonată. Dispatched 4 cars in 60 seconds and more on standby, and it isn't even 30 Victor or shots fired. Oh, this is a real headache. What do you got on the clock? 40 seconds. This is Toledo Security. Any updates on the code 30 Adam? Backup ready to mobilize. This is not normal. The response is out of proportion. Cops in this county are dirty. The alarm just went off on their piggy bank. This is them. What is that, a 67 second response time? Ok, deci chestia este să vadă ăștia cam cum reacționează alarma. Bad cops, garden dirty money. Fuck how many, we can take this. Wait right here. We'll see if anything about their routine suggests a weakness. Stai că e beată cum merge așa. Așa cum vezi că-ți vadă dacă nu e ceva neregul acolo. Checkpoints? Searches? Fuck this! I ain't getting caught because Lester needs a wheelchair. Hey! Wheelchair or not? What's up, Chesta? Spune că mă bat poliția aici. I'm not gonna outrun a cop. We've got a cop. Ok, mă sui pe asta și o trebuie să mă urc undeva. Race Michael to Trevor office. Hai că vreau să trebuie să-i țină după mine. Ok, hai la biroul lui Trevor. Mamă, cât a traseu am de făcut pe aici. Mă, da, cred că mai am mult până termin jocul ăsta, că... Chiar dacă mă joc de una de zile, la cum postez eu un clip la câteva săptămâni. Da, mă, uite pe aici, amintesc. Chiar îmi comenta unul zile trecute că... Oată cerbu. Îmi comenta unul la un clip mai vechi cu... Stai că acum o iau pe aici. Ba, pe cele. Îmi comenta unul de... La episodul singurul meu clip cu Sump. Și... Chiar pe undeva pe aici, mă rog, varianta din GTA San Andreas, a Los Santului, m-a aruncat simiu cu mașina. Sau cu un camion, nu mai știu cu ce sări simiu de pe munte. Hai, ia-o pe aici. Ia uite cum a sărit. Și dă-i tare. Hai, bun. E să-l ghidez pe Michael la biroul lui Trevor. Uite ce sar. În realitate nu cred că sare așa cu asta. Mă, ce nasol, mă, că-s buturugile astea. Ia uitați, mă, ce s-a defrișat pe aici, totuși. Sper că defrișerile sunt și în GTA, nu numai în realitate în România. Ok. Și văd că mașini trecută, ăsta e deja... Oh, ce-am din iepurel ăla. Opa! Tu! Hai să sar de aici. Opa! Uite! Mă, ce bine am nimerit aici. Și am luat-o și prin munte pe acolo. Stai că parcă pe aici am mai fost când fugărea motocicliștii aia, nici nu mai știu. Un mir că n-am dat de ceva fiară de aia sălbatică de prin munte. Pisică de aia mare și albă. Hai că mai am doar o milă până acolo. Mă, dar ce viteză prins cu motorul ăsta. O, ce băciuc ne-am cu ăla. Ok, ia-o pe aici. Așa. Stai că eu direct pe aici, hai. Sus. N-a mers. Hai, urcă râpa. Mă, de asta e bine uneori să ai două roți. Uite animalele. Opa, nu în copac. Cicăla, ai două nouă, da. Eu să rap pe două roți. De mă arundă pe munte și cică tot el, cică nu vrea să moară. Bă, da, ce oameni. Ce prostie artificială ăștia aici pe GTA. Ia, cât are ăsta în bord? 200, hai mă, dă-i tare. Dar bai la 110. Sau 100, cât dracu e acolo? 100, da, bea. Nu vrea să prinde mai mult? Ce frână bună. Și ne-am întors la biroul lui Trevor. Jesus, what took you so long? Și acum ne facem plan sau ce? Deci. Deci ce zice? Select gunman
to hire. Think about my buddy chef, okay? Consummate professional. Okay. This really the guy you want? That should do. I'll get the equipment together. Michael, you reach out to Franklin, Trevor. You do it. Someone could share ale bun. I'll call you when we're ready to move on this. You want to bunk with us? I mean. Așa, mai și Bora știe săracu. Nu i-au prins bine cereale, se pare. Oricum e vai de morții lui locul ăsta. Pe aici se mai pișe și el. Hai. Continuă și unde e Lester să fac misiunea cu el? Stai că trebuie să ies de aici. Ia ne sună Franklin. Ia. Hai că s-a reparat asta, văd. În fine, hai că mai fac o misiune, că a ținut prea puțin să văd, deci cu Lester, n-am nimic pe aici. Misiune la Trevor acasă și n-am cu ce să plec și eu de aici, atunci vreo mașină. A, uite acolo una. Hai, dăm cu acea rabla asta. Așa, hai mă, dă-mă wanted-ul încoace. Mamă, ce rablă mi-am găsit și eu. Stai că vine pe aici poliția, o iau așa pe aici. Hai mă, treceți-mă pe lângă mine, nu mă vedeți, fraierilor. E, ați văzut cum se face treaba? Simplu și ușor. Mă, dar ce mai rablă mi-am găsit și eu aici. Mă, deci locul ăsta e mai rău decât satul în care locuiesc, o să dea dracu. Bine, măcar aici nu-s căruțe, măcar atât. Hai că ajung înaintea poliției acasă, na că vă fac fraierilor. Hai să fac așa o parcare. Și ai dat în casă la el. Hai să vedem ce treabă avem și noi pe aici. O, de-aia de așpe nu ne trebuie. Aștept să se facă ziua următoare sau noapte. Bă, dar sper că e misiunea aia, mă, de-a dineori, că vreau să... Bă, ăsta își pune benzină în cafea. Ok, se droghează cu benzină, am înțeles. Hai să vedem ce ai făcut. Go to Franklin location. Franklin. Mă, nu mai stau să fiu. Asta o tai la montaj, îmi ba picioarele. Bun, până la urmă văd că m-a teleportat direct la ăștia aici. Sunt cu Franklin și cu Chop. Ok, doar ce am apăsat să opresc filmarea. Chase the Noel Brothers. Auză-l pe Chop. Mă, ce derapează Range Rover-ul ăsta. Hai mă, dă-i tare. Hai mă, calcă-mă pe pedala. Ok, deci chiar din orice am oprit filmarea ca să nu stau, să am direct tăiată filmarea, doar să o trag acolo. Nu să mai stau să caut bucata respectivă, să nu mai pun drumul ăla, m-a teleportat direct la Franklin. Mă, mie îmi convine așa. Aia că le dau la roți. Mă, ce l-am bușit pe ăsta. Hai să vedem ce... De unde tragi, mă? Chop, ai grijă, prietene. Mă, ce miște să iau un câine de ăsta rău. Mă, dar când mai trebuie să tragă mașina ăstora? Așa. Trebuie să cerbul ăla. Și eu voiam să dau peste unul mai devreme. Și o să facă boom. Hai, Chop, du-te!
Ia ne sună Trevor. Trevor, man, shit. Ok, acum iarăși ne dă aici. Deci nici măcar n-a ieșit din oraș, Trevor. Don't worry. Incoming. Go to airfield. Unde e airfield-ul? Aici în față. Ok. Incoming. Man, you're all business. Yeah, well, this is kind of important. These men don't like me and they know we're back in the sandy shore, so. Trebuie să iau un avion? Da, hai că iarăși pilotăm. What, ce am sărit de aici? Am dat cu botul de pământ, bine că m-am stricat doar din armură. Hai, dar în elicopter. Mă, era o misiune pe Far Cry 5 de mă chinuia să distrug un camion care era blindat și până la urmă trebuia doar să iau un elicopter să trag în el. Go to the forest. Acum ne ducem în the forest sau ce? Hai, dă-i tare. Stai, deci așa o iau în sus și așa o iau înainte, hai. Dă-i înainte, hai să încercăm să pilotăm. Păi aveam mult de condus, nici nu știu. Ai, caut pe aia prin pădure, am înțeles. Și auză la mine, condus, pilota, am ceva. Hai că nu mai tai nimic. Așa, nu-l luam jos. Hai că trec acum de munte și ajung acolo, că nu-i mult de parcurs cu elicopterul. Hai să o iau mai bine prin valea asta pe aici, că... Nu vreau să mări să dau cu să mă lovesc de un bolo. Iar trebuie să fac traseu de ăsta în pana mea. De ce dracu tot trage ăsta într-o parte? Ok. Am luat-o prin ăsta bun. Și caut pe aia sau îl... Ui, sniperez bun. Se caut pe ăștia prin copaci. Dar nu-i văd. Deci, tu siși de Eternal. Așa. Un cerb care e mort. Mamă, câți cerbi sunt pe aici. Ia cerb, cerb, cerb. Uite acolo. Ăsta e Franklin. Ăsta e alt cerb. Nu, dar uite acolo e mașina arzând. Stai, e... Pe râu? Nu, aici e ăsta. Stai că or fi mai în jos pe aici. Ia ce mă ăsta? Aha! Trebuie să-l împușc? Cred că da. Cerb din nou, cerb. Ăla mor mai pe acolo? Nu cred. Uite-l pe unul. Au, ce ăsta? Hai, încarcă. Și mai trebuie să fie unul pe undeva. Alt animal care fuge, o căprioară probabil. Cred că ăla e. Ce? Nu! Ok, ne-a cam delit. Chop, du-te! Dă-l încoace pe Chop, hai da. Nu știu cu trebuie să fug cu câinele, probabil că după ăștia trebuie să mă duc. Stai mă, o ia câinele prin apă? Ok, văd de unde a dat ăla cu racheta sau mă duc la ăștia doar. Apa asta e rece ca un motherfucker, bun. Hai că mă urc pe fraierea aia. Direct, vederea de câine activată. Dar parcă câinele nu vede ca omul.
Adică în aceleași lucruri. Tu ce-i dă cu rachetele? Ok, lasă căprioarele, știu că ți arde. M-am ultimat când am fost cu Chop. Trebuia să cordesc o căța. Dăm cu aceea asta. Stai de nou, câinele. Fugi, fugi. Stai. A, nu pot să îl mușc? Nu. Dă-l în coapă. Hai, încă o toară, avea și aghiu. Motherfucker. Nu, 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 nu. Bun. Pick up Franklin and Chow from Rainer Canyon. Ok, deci trebuie să luăm din canyon pe ăsta. Unde? Aici. Am înțeles. Undeva drept așa. Hai să aterizez. Ouch. Mamă, cât urăsc să pilotez în jocuri. De ce Dumnezeu te să fac așa ceva? GTA, unde lumea joacă pentru a ciordi mașini? Ok, mai iau puțin pe acolo. Stabilizează-te. Mă, ce urăsc să pilotez, băga-mi ia și picioarele să-mi bag. Și cred că, ok, caterizez acum. Deci, în orice caz, în realitate să nu mă fac pilot de nimic. Gata, m-am aterizat, hai mă urcă. Și probabil că trebuie să-i duc pe ăștia acasă. Deci, aeroportul, sau cum s-o traduce, următoarea oprire. Haide-i tare și pe aici. Presim că iarăși o să dau un fail imens când încerc să aterizez și eu liniștit. Cred că tai la montaj și drumul ăsta, că v-am plictisit la cât am condus. Sau pilotat, mă rog. Bun, cam undeva pe aici ar trebui să aterizez, probabil. A, uite pe H-ul ăla de la helicopter, probabil. O fi. Și n-am aterizat unde trebuie. Și poate acolo trebuie să pun eu ăsta. Aș, bun, hai că am nimerit. Și acum trebuie să-i duc și pe ăștia acasă? Sau rămâne la țară, Trevor? Rămâne la țară, cred. Ai de capul meu, câta misiunea. Predator! Continuă și gata. Nu mai pot. Jumătate de oră de filmat. Sunt sătul. Hai că închei aici. Sper că v-a plăcut episodul ăsta de GTA în care Trevor s-a pișat pe un perete. O borât săracu. Am jucat și cu Chop, cățelul vostru preferat. Și cam atât. Ce pot spune? Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les.